Bună ziua, stimați spectatori! Cornel Erdeș cu Florin Pop vă va relata meciul astăzi dintre Sportul Stențesc și CSM Satu Mare. Echipele din prima divizie română, locul 6, CSM Satu Mare și locul 9, Sportul Stențesc. În echipa din Satu Mare revine după o absență de câteva săptămâni Claudia Pop. Meciul va fi condus de arbitrii Marchiș Amalia și Ionuț Moraru. Sădmărâncele vor căuta că după meciul pierdut la limită acasă cu Târgoviște, etapa precedentă, să facă o impresie bună spectatorilor, să obțină o victorie, dacă se poate, detașată. Sportul Stențesc este o echipă bună și are câteva jucătoare valoroase, plus că are și un antrenor sârb, Vasici, de rezultate bune în campionatul românesc. Sădmărâncele încep cu Amra, numărul 5, Claudia Pop. Numărul 5, Amra, 13, Giurgiu, 7, Andreea Oros, 15, Whittingon și numărul 25, Freeman. Asta este numărul meci 5 de bază a echipei sădmărene. Claudia Pop, după accentare, n-a intrat. Primul coș este marcat de echipa sădmăreană prin Freeman și scorul este 2-0. Sportul Stențesc este în atac, caută să-și găsească o poziție de șut, a și găsit-o și a marcat prin jucătoarea cu numărul 12, Kevon Kate. Egal scorul 2, Andreea Oros. Numărul 8 din echipa Taisina Lungu comite prima greșeală, numărul 8 din echipa Sportențesc București comite prima greșeală personală. Numărul 25, Freeman, va avea numărul 15, Whittingon, va avea prima lovitură, două aruncări libere. Prima este ratată. Prima lovitură liberă este ratată. A doua marcată. Scorul este 3-2. Aproape un minut de joc. Sportul Stențesc totuși va fi o echipă destul de dificilă pentru Satu Mare, pentru că luptă pentru a intra în primele 8, care îi asigură un loc în play-off-ul campionatului și vor căuta să dacă se poate, să smulgă o victorie aici la Satu Mare. Numărul 13 din echipa bucureșteană, Matea Vordaiar marcă 2 puncte și scorul este 4-3 în favoarea echipei oaspete. Andreea Oros pătrunde, pasează Giurgiu pentru 3 puncte, aruncare scurtă, revine mijloa echipei sădmărene. Amra încearcă 3 puncte, ratează și pe contraatac echipa excelentă combinație între cele două jucătoare negre străine. Numărul 10 a marcat pentru Odessa Williams, a marcat 2 puncte pentru echipa studențească. Andreea Oros ratează, recuperăm și Andreea Oros recuperează și jucătoare și Freeman, 2 puncte pentru Satu Mare. De obicei începem greu, toate meciurile începem greu,
Să sperăm că le vom sfârși bine, ceea ce nu s-a întâmplat cu Târgoviște, când am început bine și am sfârșit prost. 13! Numărul 13 din echipa Vidohar marcă 2 puncte pentru bucureșteni. Ratează extraordinar. Freeman, 2 puncte. Încet, încet, puțin trebuie să fim atenți în jocul de apărare, să facem, să nu lăsăm în poziții destul de libere echipa oaspete. Pătrunde. Excelentă combinație, incredibil ce frumos a combinat echipa. Frumos merge echipa, să am spus înainte că echipa numărul 10, Williams, două aruncări libere și două puncte și o aruncare liberă. Am spus la începutul jocului că echipa spusesc este aratată aruncare liberă, este condusă de un tehnician foarte bun, care a avut rezultate foarte bune cu multe echipe românești, cu Aradu, cu Ploieștiu, ca la băieți. Combinație Amra ratează, se pare că a fost puțin incomodată de jucătoarele bucureștiene, dar mingea este tot la satul mare, dar repunere. Rada. 3 puncte. 3 puncte, au acordat 3 puncte. 3 puncte pentru satul mare, în ultima secundă atacului sădmărean. Rada Giurgiu a marcat 3 puncte, ca de obicei, jucătoare de bună valoare pentru coșurile de 3 puncte. Dar trebuie să fim atenți pentru că echipa bucureșteană nu cedează ușor. Amra a greșit pasul. Amra, contraatac bucureștean. Jucătoarea Amra comite greșeală personală, două aruncări libere pentru jucătoarea cu numărul 20, Ghesti Verema. Prima marcată. Prima marcată. A doua marcată. 13 puncte conduce echipa oaspete. Avem atacul. Sperăm că vom finaliza atacul ca să fim aproape și să putem prelua conducerea în cel mai scurt timp. Atacă! Ratează! Freeman. Excelente! Foarte rapide jucătoarele bucureștene la atac cu pase rapide. A ratat acum. Coș valabil. Și Oros și Giurgiu. Giurgiu comite greșeală personală. Schimbare în echipa sădmăreană. Este Rada Giurgiu și intră Claudia Pop. Două puncte pentru jucătoarea cu numărul 10, Williams, și o aruncare liberă. O aruncare liberă care este transformată și scorul a devenit deja 16-10 pentru echipa oaspete. Trebuie să finalizăm un atac, să nu lăsăm să depășesc. Nu se poate, Claudia, intri pe teren după 2 secunde și arunci la coș. Așa nu se poate, așteaptă să te încălzești. Nu. Socotesc că aruncarea lui Claudia a fost complet nejustificată. După 2 secunde când intră, primește mingea și aruncă la coș și de 3 puncte. Greșeală în apărare, nu putem face nimic ca să ne, deja se detașează. E la 8 puncte. 8 puncte deja Sportul Ștențesc. Amra batează. Și revine echipa
Freeman a scos miza în afara teren de joc, echipa repune, echipa oaspete. Trebuie să fim atenți. Nu văd nicio reacție din partea băncii tehnice la satul mare. Freeman, greșeală personală, două aruncări libere pentru jucătoarea cu numărul 12, Kate. Jucătoarea numărul cu 12, Kate, jucătoare bună echipă, Exportul Sensesc, a arătat un joc foarte bun în atac în special, prima aruncare ratată. Prima aruncare ratată. Sunt 6 puncte. 8 puncte conduce echipa oaspete. Cu 9 puncte conduce. Kate a marcat 8 puncte conduce. 9 puncte conduce echipa oaspete. Trebuie să finalizăm un atac acum, pentru că e periculos. Dacă sar la peste 10 puncte, deja devine o problemă pentru satul mare. Pa! Asta, coșul ăsta de 3 puncte al lui Andra a fost excelent. A devenit extraordinar de bine după câteva atacuri eșuate. Andra și-a luat inima în dinți și a aruncat de la 3 puncte, a marcat și sunt 6 puncte. Avem grijă în apărare, numai să avem grijă. Așa. Bun. Atacul. Hai. O dubioasă decizie, dar decizie și trebuie să ne supunem. Oro s-a comis pași într-o poziție excelentă de coș, care ne-ar fi adus la 4 puncte, dar nu e nimic, trebuie să ne apărăm și să facem puțin 3 puncte, nu se poate, neglijență în apărare, 3 puncte. Nu se poate să facem asemenea greșeli, trebuie să... 3. Uite acolo. Freeman, Amra. Să ciumneze el. A ratat Amra, a tras două jucătoare din satul mare sau... Pași. Din nou am avut noroc. Nouă puncte. Da. 8 puncte satul mare. Claudia Pop a intrat pe teren și Monica. Monica Amra, pătrund de Amra. Frumos. Claudia Pop a finalizat un atac frumos a echipei sărmărene în combinație cu Amra. Au și noroc. 2 puncte în favoarea echipei și greșeală Freeman. Și numărul 20 Verema marcă 2 puncte și are o aruncare liberă. Mă mir că în tot timpul echipa oaspete a condus, satul mare n-a cerut niciun timeout. Interesantă decizia bălții tehnice, dar probabil că ei știu treaba lor. Monica, Ivan, așa. 3 puncte, bravo! Claudia Pop revine în echipa sărbăreană și începe să facă un joc destul de bun. Puțină atenție în apărare. Atenție, pentru că combinațiile echipei oaspete sunt foarte rapide și mânuiesc foarte bine balonul. Din nou greșeală. Freeman. Nu se poate să facem asemenea greșeli. Trebuie să ne apărăm mai atent. Pentru că aceste greșeli personale vor costa în finalul meciului. Freeman. Aruncare liberă. Echipa sărmăreană a intrat în penalizare, are 4 faulturi de echipă, numărul 10 pentru echipa oaspete aruncă,
prima aruncare marcată. A doua marcată. Trebuie să fim foarte atenți să marcăm și noi în atac, pentru că atacul echipei bucureștene sunt destul de eficace și nu prea ratează atacul. Fiecare atac marcă sau au lovituri libere. Amra. Așa, Monica, două puncte. Extraordinar pasul lui Amra pentru Monica. Ivan, care reduce din scor. Sunt 8 puncte în favoarea echipei bucureștiene. Atacul. Verma. No. Păcat. Coș valabil. 2 puncte. Ce noroc pe ultima secundă de meci. Pe ultima secundă de atac marcă 2 puncte. Trebuie să marcăm și noi. Mai sunt 40 de secunde de joc din primul sfert. Echipa oaspete conduce cu 10 puncte. A ratat. Greșeală personală, jucătoarea cu numărul 10 din echipa bucureșteană. Și vom reveni. Mai sunt 35 de secunde. Claudia Pop a recuperat Monica Ivan, Claudia Pop, Andreea Oros. Ai de mine ce greșeală, mai de... prea lent este atac. Noroc că și echipa adversă, echipa oaspetea, dar mai sunt 12 secunde, avem posesie de 12 secunde, aceste 12 secunde sunt fatale, pentru ne-a fost fatale în meciul cu Târgoviște, aveam posesie 12 secunde și n-am reușit să câștigăm. Dar curmea că am terminat meciul cu mingea în mâna jucătorilor, în loc să încercăm ceva. Acum a încercat Claudia Pop, da, 2 puncte, frumos! Meciul primul sfert s-a terminat, 2 puncte pentru Satu Mare și prima beneficiază de o aruncare liberă. A ratat aruncarea liberă, suntem în pauza dintre sfertul 1 și sfertul 2. Am început foarte greu acest meci. Nu știu cum se va termina, dar și acum rămâne în amintire, nu pot să cred că cum am pierdut meciul cu Târgoviște acasă. 12 secunde de joc, posesie și n-am încercat nimic. A rămas sfârșitul joc, fluierul arbitrilor mi-a prins de sfârșitul jocului, a prins jucătoarele să mărească cu mingea în mână. N-a încercat o pătrundă, de aruncare de 3 puncte. Dar să sperăm că astăzi echipa își va reveni, trebuie să-și revină, pentru că o înfrângere astăzi ne-ar îndepărta foarte mult de locurile care sunt bune pentru noi ca să intrăm în play-off, pentru că în primele 4 este foarte greu să intrăm. O victorie a sportului studențesc ar pune-o în primele 8 de sportul. Periculosă echipă, pentru că este condusă de un antrenor extraordinar de bun și are câteva jucătoare care fac jocul, cum ar fi Williams, numărul 10, numărul 8, Lungu, numărul 13, Vordoia, și numărul 20, Verema, jucătoare care oricând pot să-ți pună probleme și care ar putea să ne facă să avem o zi tristă astăzi, dar sperăm că jucătoarele, mai ales prin revenirea Claudiei Popul în echipă, vor avea puterea să revină. Acum, în repriza a doua. Am rămas surprins totuși că în tot sfertul de oră, în tot sfertul, primul sfert al meciului, când echipa Sedmăreanu era condusă tot timpul,
Banca Tehnică să Mărin n-a solicitat niciun tip de odihnă pentru a schimba ceva la echipă. Sperăm că acum, în aceste două minute de odihnă, echipa tehnică a Sărmărenilor a pus la punct o altă tactică care să susprindă echipa Sărmărenilor. Vor repune de la margine echipa oaspete prin jucătoarea cu numărul 8, Lungu. Și atacul este a echipei bucureștene. Trebuie să ne apărăm mult mai atent, pentru că în multe situații bucureștenii au rămas în situație de 1-1 și au rezolvat în majoritatea cazurilor acest. Au ratat acum. Ei, foarte bine atacul. Trebuie grăbit atacul ca să surprindem apărarea. Greșeală tehnică, greșeală personală a jucătoarei cu numărul 10 din echipa Williams, din echipa bucureșteană, și va beneficia Andrei Oros va beneficia de două aruncări libere. Prima ratată, mai multă concentrare puțin. Nu trebuie să pierdem niciun punct, nu trebuie să ratăm, pentru că în economia jocului contează totul. Marcata a doua. Șapte puncte conduce echipa oaspete, au atacul, trebuie să fim atenți la acest atac, să nu... Extraordinar, ce greu, așa combinații pe un careu de 3 secunde fac o combinație echipa bucureșteană, nu suntem în stare să o anihilăm. 9 puncte conduce echipa oaspete. Și Satu Mare va repune mingea din spatele panoului. Avem un atac de 24 de secunde. Scoate Andra! Pentru 3 puncte, pentru excelent! 3 puncte, Claudia Pop! Sunt 6 puncte în favoarea echipei oaspete. Trebuie apărare puțin mai agresivă ca această echipă să nu poate să marce așa de leger. Ratat! Atacul! Așa! Gol valabil și aruncare liberă pentru Claudia Pop. Am ajuns la... La 4 puncte. 5 puncte. Timp de odihnă solicitat de antrenorul echipei oaspete. Sârbu Vasici. Care... Da, principala marcatoare a echipei oaspete Williams are a treia greșeală personală. Aici ar trebui să insiste atacul Sărmărean să provoace greșeală personală această jucătoare, pentru că ar fi atunci un mare out pentru noi. Atacul ar slăbi foarte mult a echipei bucureștene. Revenim 5 puncte în favoarea echipei bucureștene. Claudia Pop mai are de executat o aruncare liberă. Putem face 4 puncte și deja se echilibrează situația. Se pare că indicațiile la pauză în repriza în setul 2 au făcut bine echipei, au fost cele care trebuiau să fie și echipa încet își revine. Sperăm că în setul 3 vom, ca de obicei, vom juca foarte bine în afară de... și ne vom detașa pentru a putea asigura un scor confortabil pentru câștigarea meciului. Claudia Pop, 5 puncte. Marcă, au rămas 4 puncte. 4 puncte, atac bucureștean.
Ai, 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 bine, bun. A fost Mica care recuperează bucureștenile. Amra, Oros, Claudia, Oros. Greșeală personală, repunere din lateral pentru din spatele panoului. Haide, Amra, neglijență tot. Uite, faul. Ne-a iertat acum arbitru de un faul, dar nu-i nimic. Amra și-a recuperat greșeala. Foarte bună apărare a echipei. Nu prea avem posibilitate de a arunca la cot. Acum! Oros cu o pătrundere excelentă. Oros, două puncte. Două puncte pentru echipa bucureșteană. Acum trebuie să strângem puțin apărarea, să recuperăm o minge. Am și recuperat-o. Și contraatac. Andreea Oros, egalitate. Da, echipa bucureșteană a slăbit foarte mult ritmul în repriza aceasta. Ai, numărul 23 puncte aici, nu ne era, ne să lăsăm aceste 3 puncte, 3 puncte conduce echipa bucureșteană, dar se pare că Satu Mare este a fost o aruncare negligentă a Monica Ivan, dar a recuperat din nou mingea. Și Monica Ivan. Dacă mai avem 8 secunde de atac, trebuie așa, finaliza Monica Ivan, da, un punct conduce echipa oaspete. Trebuie să fim atenți la apărare. Din nou recuperăm. Din nou a recuperat Andreea Oros, așa, un punct. Conducem noi cu un punct, am întors rezultatul din primul sfert. Da, avem un punct. Timp de odihnă solicitat de antrenorul echipei. Nu, schimbare la Satu Mare. Intră jucătoarea Freeman. Repunere oaspetele. Păi, numărul 8, lung, două puncte pentru echipa. Un punct conduce București, nu? Au trecut din acest sfert 2 și au un punct echipa bucureșteană, după ce la pauza sfertului 1 aveau 8 puncte. Ratat, nu-i nimic, a ratat puțin. Poziția a fost bună, a avut ghinion. Amra, o greșeală nejustificată, nu trebuie această greșeală făcută. Pentru că Amra este un jucător de bază în echipa sărmăreană și nu poate să fie. A doua greșeală personală pentru Amra. Revenit iar. Andreea Oros, bună. Foarte frumos capacul. Blocaj extraordinar. Asta e frumusețea basketului. Numărul 12 din echipa Kate a făcut un blocaj extraordinar la Andreea Oros. Frumos. Ar trebui aplaudat de spectatori. În America se aplaudă asemenea lucruri. Ratat. A recuperat din nou prin Freeman. Amra. Două puncte, Amra. Avem un punct. Foarte agresiv apărare. Așa ar trebui să joace tot timpul Satu Mare. La intercepție, agresiv.
Au ratat, au recuperat. Puțin a fost o busculadă acolo Andreea Oroz, dar precei albitri erau acolo și am primit coș prin Kate. Nu trebuia acest coș primit. A fost o busculadă sub banou acolo și din această busculadă învingătoare a ieșit echipa oaspete. Avem atacul, Amra aruncă de 3 puncte, ratează. Recuperăm mingea, Monica Ivan, Amra pasă pentru Freeman, scoate afară la Claudia Pop. Amra, 2 puncte, Amra, un punct satul mare. Echilibrat meciul acum, deci a devenit echilibrat, avem mari șanse acum să ne detașăm. Dacă ratează atacul ăsta, echipa oaspete, ne putem detașa. Ai. Kate, jucătoare care rezolvă foarte bine poziția 1 la 1, situația 1 la 1, excelent, o rezolvă. Monica Ivan ratează. Acum trebuie să fim atenți. 4, egalitate. Acum nu mai este egalitate, 2 puncte pentru echipa oaspete. Pătrun de Oroz. Dubioasă decizie de pași, dar nu contează pentru că decizia arbitrilor trebuie respectată și echipa oaspete va repune mingea. Sunt 2 egalitate. 2 puncte conduce echipa bucureșteană. Nu avem, nu putem, trebuie să oprim, să nu primim coș în acest atac, pentru că am avea, așa, am interceptat mingea, pas, contraatac, excelent, egalitate. Excelente, Andreea Oroz la contraatac, egalitate. Meci echilibrat. Acum trebuie să... Ai, foarte, dai, 2 puncte. Foarte neglijenți în apărare. Avem situații când creăm culoare deosebite pentru echipa, deosebite pentru echipa oameni. Freeman, 2 puncte. Egalitate din nou. Oaspeți în atac. Meciul este foarte spectaculos. Putem să 13, 3 puncte, jucătoarea cu numărul 13, Vordihar, 3 puncte. Trebuie această jucătoare să fie mai atent la ea, pentru că a marcat 3 coșuri de 3 puncte în acest meci. Andreea Oroz, Amra. Am ratat. 2 puncte, Monica Ivan, constant încă întotdeauna, Monica Ivan își face datoria atât în apărare cât și în atac. Egalitate. Satul mare. Da. Un punct. 4 puncte. 4 puncte. Are 4 puncte Bucureștiu. N-am fost atent la această jucătoare. Jucătoare de 3 puncte pune București. Freeman. Oroz. Pasele merg destul de bine, dar nu ne apropiem de coș. Oroz. 2 puncte. 2 puncte. Un punct mai avem. 2 puncte a marcat Oroz. Punct este un... Nu. 2 puncte. 3 puncte a marcat Oroz. A rămas un punct. A rămas un punct, atac, ratat, atacul acum. S-a terminat prima repriză, un punct în favoarea echipei oaspete, va fi un meci extraordinar de disputat în repriza, în cele 2 seturi din care au mai rămas.
Ne întâlnim peste 10-15 minute.